Care este semnificația semnalelor luminoase ale semaforului instalat deasupra benzii reversibile? În cazul în care deasupra benzii delimitate prin marcajul rutier linia îngustă discontinuă dublă este suspendat semaforul din imagine, circulația pe această bandă poate fi inversată. Pentru a memoriza mai ușor care este semnificația semnalelor luminoase, vă propun să atrageți atenție la imagine ce vor urma. Dacă semaforul nu funcționează, conducătorilor le este interzisă deplasarea pe această bandă reversibilă. Deci banda va rămâne liberă. Dacă ați observat semnalul roșu al semaforului, circulația pe această bandă este interzisă în direcția în care vă deplasați. Semnalul verde al semaforului permite circulația pe banda reversibilă, dar nu uitați să verificați în continuare semnalul luminos al următorului semafor. În cazul în care este inclus semnalul galben, concomitent cu cel verde, circulația pe banda reversibilă se permite cu condiția că conducătorii vor preselecta din timp banda alăturată din dreapta și vor elibera banda reversibilă până la următorul semafor, care va afișa deja semnalul roșu.